Comisiune, în județul acesta, dumneavoastră sunteți și mai mari vinovați. Proiectele care ar trebui să treacă și discutate serios nu vă interesează. Suntem oameni politici când vrem să ajungem undeva. Nu mai suntem oameni politici când dorim altceva. Nu se poate. Toți ați fost votați ca oameni politici aici. Domnule, ar trebui să înveți din chestiunea asta că ai păr alb și să înveți și atunci când ridici mâna într-un fel sau celălalt. Ar trebui să înveți. Chiar acolo, la țară, de unde proveniți dumneavoastră, ar trebui să învățați aceste lucruri. Cu atât mai mult... Dar eu mă mândresc că provin de la țară, să știu. Dar tocmai asta v-am și spus. Dar nu cred că e cazul să ne dai lecții de morală tot timpul, care sunt paralele cu ce se discută. Vorbești numai de dragul de a te auzi vorbind, dar încetează odată cu lecțiile astea, că nu ești tătucul nostru, ești tătucul Stalin eventual. Dar nu ne mai da lecții pentru Dumnezeu. Vă rog frumos, domnul Canta, vă rog frumos, haideți să terminăm această ședință. A fost a doua intervenție, poate n-ați sensizat, n-ați fost la ședință, asta e altceva. Mulțumim. Dar toate lucrurile pe care vi le spun cu maximă seriozitate și nu tratez așa și ai mei colegi nu tratează așa cum tratați dumneavoastră un deliberativ al județului. Mulțumesc.